Concursul sunt deja 8 participanți. Sigur că luna august este luna concediilor și există deja format un juriu care jurizează de la prima oră, deja de la ora 9, au început pregătirile, forma de pregătire, de preparare și până la finalizare și gustul final a preparatelor de vânătoare. Asta e căpriorul. Aici trebuie să-l lumânească, bă. Ardelinească, da. Dar tu, fiind din Verme, și cunoști rețetele de la noi. Mă, nu că el a venit din ce condimente folosiți? Aici ai făcut, să zici, lumânească, boia. Da, piper, sare, usturoi, ceapă și tot felul de legume. Eu, să-mi la tămâna. S-a spus, stați puțin. Ce e acolo? Este un preparat tradițional chinezesc din carne de vânat. Azi că eu știu și am pățit. Stai ce s-a întâmplat. Acordă un premiu echipei care pregătește mâncarea cea mai bună, un premiu echipei care expune cel mai bine trofeele vânătorești și promovează cultura vânătorească și acesta care se acordă unuia dintre membrii participanți. Stai. Da, pentru totemnică. Bună ziua! Să spuneți, ce gătiți? Totemnică de mistreți. O echipă și o echipă frigărui tot cu carne de mistreți. Cu cârnau, cu asortată, cu slănină, de porc, cu zarzavă. Noi aici tocăniță de mistreți pregătiți. Cât este de dificil? Nu e dificil de pregătit. Bine, noi ne-am și obișnuit, pentru noi noi o facem din plăcere. La noi este ca și tocăniță. Mama e la ceaun și eu sunt la... Cât de des reușiți să vânați mistreți? În sezon, firește. Mă încerc, începe ceafa să se plăcească. Ce mai faceți? Trebuie să vedem imediat morcovii. România. Pe trebuiau să aducă, nu știu dacă să aduc tabletele alea, că dacă nu fac avortul de la cerere. Asta e cu dealul negru, îi prinde eu și dealul negru. Trebuie să se ducă la bărbat. Nu. Păi da, dealul negru la voi, pe călătoria. Deci eu...